De ce dracu nativii ăștia abreviază tot? De ce sună atât de imposibil de complicat? Hello fantastic people, eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video o să-ți spun cum se vorbește engleza repede ca un nativ. Let's go! Chiar dacă ești începător sau deja ai o engleză medie, eu sunt sigură că îți dorești să vorbești engleza mai repede, mai fluent, mai ca nativii. And she said, hey, something wrong is popping. I said, what? She said, yeah. I said, no. She said, something ain't right. I said, oh, man. She said, oh, man. Și uite, în acest video o să împart cu voi acel mare secret despre cum să o faci, cum să vorbești mai repede. It's top secret. Hush. Înainte să începem, dă subscribe la acest canal de YouTube și apasă pe acel clopoțel pentru a nu pierde lecțiile noastre online de engleză gratuite. Apasă. Clopoțelul. Apasă. Apasă clopoțelul. Apasă. Okay, so how to speak English fast like native speakers. Spoiler alert. De fapt, ei nu vorbesc engleza repede. Say pur și simplu, nativii prescurtează cuvintele, sunetele și asta e tot. They sound much more natural just because they link the words. Uite, eu chiar am făcut lucrul ăsta acum. Am spus they sound, de parcă a fost un cuvânt. They sound much more natural ca o întreagă îmbinare. Because they link the words. Deci fac pauze, însă nu după fiecare cuvânt. Și ăsta e tot secretul pe care tu trebuie să-l înveți. Dacă vrei să vorbești ca un nativ, evident. Și hai acum să luăm câteva exemple pentru ca să exersăm chestia asta. Vezi dacă înțelegi ce vreau să spun. I'ma do the laundry. Is that English? Let me try again. I'ma do the laundry. În propoziția asta avem o abreviere a abrevierilor, pentru că în original ar trebui să fie I am going to do the laundry. I am going to do the laundry. De acolo putem abrevia going to, ceea ce ar deveni gonna, do the laundry. Dar nativi, they took it to the next level and they've abbreviated I am going to do in ama. Ama, cel mai des înseamnă I am going to do. Ia ca așa. I'ma do the laundry în loc de I'm going to do the laundry. Other examples. I'ma speak to him. What'd you say? What? Which is I'm going to speak to him. Sau putem spune I'm gonna speak to him. Tot e o abreviere, doar că aici cel puțin pronunț gonna. So I'm gonna speak to him. I'm gonna go. Da, o să merg. Or she's gonna be okay. Which is the short form for she's going to be okay. Because I'm gonna give you the money, I'm gonna put you on a plane. If he doesn't pick me, I'ma start throwing stuff. Shetty said you was gonna show me how to do this. Yeah, go ahead, Tectonic. I'ma show these guys how to keep watch. Now let me give you another example. Acest cuvânt pe care îl vezi pe ecran atunci când începi să înveți limba engleză, sunt sigură că ți s-a accentuat de către profesor să îl pronunți corect așa cum o fac nativii, adică the. Da, avem sunetul ăsta specific limbii engleze. Adevărul e că nativii de fapt nu-l pronunță exact așa. They took it to another level again și din the s-a transformat în mai degrabă d. Doar că este un d nu la fel de rigid cum îl spun în română, de exemplu. În loc să spun the laundry, în propoziția pe care am spus-o la început, I'ma do the laundry. Ia ascultă, I'ma do the laundry. I'ma do the laundry. Acolo se aude mai degrabă d decât the. Și asta fac nativii. Cuvântul the mai degrabă e pronunțat d decât the. The. Ok? The-ul ăsta nu este atât de rigid la ei. The shoe, the boat, the hat, the cannon. The tablet, the tablet, the tablet. The cooking, the pampering, the dressing, the bathing. Și poți înveți chestiuța asta, o să te ajute. Let's try. The door. The door. Și dacă spui repede, e clar că înseamnă the, da? The door. Or, what's the problem? Hai să mai încercăm o dată. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? Problem? No problem. Auzi acolo, the problem, nu-i what's the problem, nu te oprești să spui acel the, clar, pentru că vorbești deja fluent și cumva alegi aceste sunete și se aude, what's the problem? Deci, un alt truc pe care poți să-l înveți din acest video este să citești articolul the, and you're good to go. Un alt exemplu pe care destul de des îl aud la nativ este ăsta, ei zic, do you speak English? Do you know this? Do you wanna come? Deci, do, în loc să spun, do you speak English, așa cum am învățat noi la școală sau poate chiar la cursuri de engleză, da? Ei nu zic, do you speak English, dar do you.
Deci unesc acest do cu you și se primește do you speak English? Do. Atâta tot. Do you speak English? Do you wanna come? Do you know him? Deci do you. Încearcă împreună cu mine. Hai, chiar în propoziția asta cu do you speak English. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? English! You see, you sound more like a native already. Și uite, verbul ăsta do îl folosim pentru prezent. Dar dacă fac această întrebare la trecut, o să am did. Și aici ei tot abreviază întrebările, pentru că nu spun did you go to the party, zic did you go to the party. Din context e clar că propoziția e formulată sau conjugată la trecut. Ia ca așa. For example, do you have coffee today? Which is did you have coffee today? Do you have coffee today? Și este și mai interesant atunci când astfel de întrebări încep cu what, when, where, pentru că ele tot fac cumva o abreviere. Uite, în loc să spun what do you want to do, nativii ar spune what do you wanna do? Și acum repejor, what do you wanna do? What do you wanna do? What do you devine what do. Want to, wanna. Și după aia do. What do you wanna do? Or another example, the question what are you going to do will become whatcha, what are you, se transformă în whatcha. Going to se transformă în gonna, deci whatcha gonna do. Whatcha gonna do? Încă o dată, whatcha gonna do? Bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you? Bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when we come for you? The next step back, the nappers next, miss knows, now hey! Dude, you gotta learn the words. We usually only do the chorus. Și iată de unde se ia această problemă, că studenții începători încerc să caute în dicționar cuvinte precum whatcha, care nu există, sau lemmy, sau gonna, dar astea sunt abrevieri. Dacă privind acest video ți-a venit gândul de ce dracu nativii ăștia abreviază tot, de ce sună atât de imposibil, de complicat, vreau să spun că facem lucrul ăsta și noi, în română, și în rusă, și în oricare altă limbă pe care o vorbim bine, și un lucru natural. Chiar ultima propoziție pe care am spus-o eu, am abreviat-o. În loc să spun și este un lucru natural, eu am spus și un lucru natural, și un lucru natural, da? Au dispărut vocalele, practic. Dar voi m-ați înțeles, pentru că deja știți româna. So don't get angry with native speakers, they don't do it on purpose. Yes, we do! Ok, acum că ai aflat secretul vorbirii rapide în engleză și ai mai și văzut câteva exemple unde se întâmplă lucrul ăsta, unde se fac aceste abrevieri, vreau să-ți dau un sfat practic pe care poți să-l aplici chiar de astăzi. Take notes, boys! Atunci când înveți engleza, iar tu la sigur înveți engleza, pentru că de altfel de ce ai privit acest clip? Oricum înveți, chiar dacă nu faci cursuri sau mergi la școală, o înveți intuitiv, pentru că creierul tău e ca un burețel, el absorbe tot. Inclusiv ceea ce spun eu. De-aia și fac aceste clipuri, pentru a te ajuta pe tine. Deci ce trebuie să faci? Chiar dacă ești începător și încă nu știi foarte multă engleză, eu îți recomand atunci când privești un film, un episod pe YouTube, sau de exemplu citești o știre în engleză, încearcă să unești acele cuvinte sau încearcă să, cel puțin să asculți cum le spun nativii și să le repeți la fel. Un exemplu practic. Să spunem că privești TED Talk-ul lui Tim Urban, unul din cele mai vizualizate TikTok-uri de pe YouTube cu 36 de milioane de vizualizări, Inside the Mind of a Master Procrastinator. All I've done is procrastinate. Activez subtitrările și uite cum o să procedez. Iată chiar de la început. El spune So in college. Și tu repezi după el. So in college și încerci să deprinzi această legătură dintre cuvinte. I was a government major. Deci, I was a government major. Dar el spune, I was a government major. Deci, unește cuvintele, da? I was a government major. Hai să mai ascultăm câteva exemple. Which means I had to write a lot of papers. Hai să vedem cum au unit cuvintele. Which means, a devenit o entitate. Which means, I had to write, cumva, iarăși, un cuvânt întreg. I had to write a lot of papers. Nu-i a lot of papers, patru cuvinte, dar a lot of papers. Împreună. Which means, I had to write a lot of papers. So, you see the point, right? Asta îți recomand să faci cu orice sursă din care încerci să înveți engleza. Fie că e un cântec, podcast, video pe YouTube, TED Talk, serial, un film, desen animat, it doesn't matter. Try to repeat after the speakers this chunk word, da? Deci cuvintele astea deja unite. Și chiar dacă ești începător și abia poți lega propozițiile, oricum poți să faci. Uite, eu asta fac cu studenții mei din cursul pentru începători și știu sigur că asta fac colegii mei de la
fantastic. Chiar dacă noi învățăm, încă nu știm să formulăm propoziții, dar învățăm în binere de cuvinte, cum ar fi an apple sau a teacher. Nu învățăm să le citim a teacher, dar a teacher, an apple, a door, an elevator. Deci unim acest articol. Și uite, cu asta o să încep. Inițial o să unești articolul, după aia verbele, după aia pronumele cumva o să se lipească de auxiliar și treptat nici nu o să-ți dai seama cum o să vorbești engleza mai repede și mai aproape de un nativ. Cât filmez acum acest video pentru voi, mi-a venit o idee să mai fac unul, dar cu cele mai frecvente abrevieri utilizate, cum ar fi gonna, wanna, lemme. Deci vreau să vă rog, dacă vreți să vedeți un astfel de video, să scrieți în comentarii. Dă-ți mă gândesc ce să scrieți, ca eu să știu că la sigur vreți așa video. Scrie: vreau mai multe abrevieri cu Rita engleză și eu să știu sigur că vrei să fac un astfel de video. Și o să o fac, cred că, dacă o să scrii. And that was it for this video. Follow me on my Instagram, TikTok and this YouTube channel. And also don't forget to follow us on our Facebook page, Fantastic English. Cu voi a fost Rita. Thank you very much for watching, guys. Have a marvelous day today and as always, be fantastic! Their speech sounds much more. I'ma do the laundry. Îți zic mai da, încă o dată, mai dată. Dacă ai auzit din toată această propoziție, doar. Învățați engleza, pronunțarea de la Rita engleza. Am mors piciorul. Ai pornit? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? So don't get angry with native speakers, they don't do it on purpose. For example, Joha.